Vă salut cu pacea Domnului Iisus, dragii mei prieteni. Numele meu este Liviu Tudoroiu, iar mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră astăzi are menirea de a răspunde la câteva întrebări cu privire la pandemia aceasta care se numește coronavirus. Această criză care a venit peste lumea noastră are o rațiune, un motiv extrem de deosebit. Motivul lui Dumnezeu pentru îngăduirea unei astfel de crize este să dovedească neputința noastră, să dovedească necredința noastră, nepregătirea noastră, incapacitatea noastră de a dovedi în fața cerului un caracter ca Domnului Hristos. Am primit telefoane de la oameni care se tem ce vor oferi copiilor lor pe masă mâine. Dragii mei, nu trăiți în imperiul fricii, ieșiți din văgăuna acestei nesiguranțe, din văgăuna acestei frici, din pușcăria păcatului. E momentul în care avem 2 săptămâni, 3 sau chiar o lună, în care această carantină ne oferă posibilitatea să adunăm copilașii noștri, soții, soțiile noastre, părinții noștri, toți cei acasă, să vină în jurul cuvântului lui Dumnezeu și să citim, să ne rugăm, să avem această bucurie deosebită, această părtășie minunată cu Domnul nostru Iisus Hristos. Există o diferență între comportamentul nostru și comportamentul celorlalți care nu au un mesaj ca noi. Avem mesajul revenirii Domnului Hristos, mesajul caracterului Domnului Hristos în cele 10 porunci, reflectat în această lege al Dumnezeu. Avem mesajul lucrării Domnului Hristos în sanctuar, avem mesajul reformei sanitare, avem mesajul sabatului, marele semn între noi și Dumnezeu. Acest mesaj este ținut secret. E un mesaj de o mare valoare spirituală, ascuns sub obroc. Iar Dumnezeu ne-a îngăduit această criză ca în aceste câteva săptămâni când noi vom sta acasă să venim înaintea Lui, să ne cercetăm, să ne rugăm Domnului Hristos, să citim Cuvântul Sfânt și să primim de la El iertarea păcatelor noastre. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, te rog, nu-ți împietrei inima. Dilema pe care noi o avem astăzi este reflectată în acest verset minunat găsit în Amos, capitolul 7, versetul 5. Doamne Dumnezeule, spune profetul, oprește-te! Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab? Acest Iacov, despre care profetul Amos vorbește în capitolul 7, versetul 5, se referă la poporul lui Dumnezeu din timpurile de atunci și poporul Dumnezeu din timpul nostru. Noi, oamenii așteptători ai Domnului Hristos, suntem așa de slabi. Nu vă temeți de nimic, căci pâinea și apa se vor da ca în vis. Am avut șansa să merg miercurea trecută într-unul dintre cele mai mari supermarketuri care le avem în orașul nostru, un magazin de excepție, se cheamă BJ's, și prin natura circumstanțelor am mers acolo să cumpăr o pungă de orez și o sticlă de ulei. Mă uitam în jurul meu și am văzut oamenii care adăugau până făceau un turn Babel în căruțul de cardul acesta care împingeau alimente de care se foloseau. Și mă uitam la ei se uitau la mine. Un cetățean mai îndrăznesc spune, păi numai atât, avem o pungă de orez și o sticlă de ulei. Și am zis, pentru mine e suficient. Păi cum, că vine criza? Zic, da, dar eu am un Dumnezeu care mulțește mâncarea. Păi de unde știi că ai un Dumnezeu care mulțește mâncarea? Și am spus, Domnule, am avut 6 ani de zile în care aproape 3 zile pe săptămână am postit. M-am rugat lui Dumnezeu și am înțeles un lucru în 6 ani de suferință și necaz, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Eu am fost trecut prin valea umbrei morții și trăiesc prin har, așa că această criză nu mă sperie. Dragii mei prieteni, nu vă temeți că veți muri de foame. Dumnezeu a spus, sunt oameni care se de teama că vor muri de foame, vor face compromis și vor părăsi cuvântul lui Dumnezeu, vor părăsi credința în Dumnezeu. Nu doresc nimănui să facă un astfel de pas imprudent. Frica de oameni este o cursă. Iacov este slab, credința noastră este slabă, dar de aceea avem aceste momente de aur. Ia telefonul celular, nu ai posibilitatea să te întâlnești cu vecinul, pentru că ne este interzis de lege, dar e timpul să-i dea un telefon colegului tău de muncă sau prietenului de la școală, cetățeanului cu care te-ai întâlnit la colegiu sau la universitate. Sunt atât de mulți oameni disperați care nu știu ce știi tu.
care nu au acea speranță în Dumnezeu și în revenirea Domnului Hristos pe care o ai tu. De ce ai tăcea? De ce ți-ai distruge credința și ți-ai sigila, pecetlui propriul destin veșnic prin a ascunde sub obroc speranța minunată a iertării Domnului Hristos și a revenirii sale pe norii cerului? Dragul meu prieten, aceste 3 săptămâni, aceste 2 săptămâni sau o lună care ne este oferită de către autorități, este timpul nostru de introspecție, de cercetare personală și de a face lucrare misionară. Secretul adevărului pe care noi l-am ascuns prin bârfă, ipocrizie, lipsă de consacrare atâția ani, a venit momentul acum, dragul meu prieten, ca în timp de criză să facem lucrarea pe care am neglijat să o facem în anii de binecuvântare. Te rog frumos să primești acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Știu că ești slab, eu sunt slab, noi toți suntem slabi, dar nu uita că ai un marele voievod, Mihail, Michael, cine este ca el? Domnul Hristos, ocrotitorul poporului său. Dragul meu prieten, vreau să împărtășesc cu tine celălaltă verset din Scriptură care spune în Eclesiastul capitolul 10, versetul 4, când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește. Adică după ce avem criza de conștiință, că astăzi avem o criză de conștiință, imediat după criza asta știi ce se va căuta? Se va căuta cine-i țapul ispășitor, cine-i de vină în arena politică, evident, există acest joc de culise în care China dă vina pe Statele Unite, Statele Unite dă vina pe China și așa mai departe. Noi, ca oameni care iubim pe Domnul Hristos, avem respect față de stăpânire, față de cel care stăpânește, cum spune Eclesiastul, față de autoritatea mondială acestei lumi. Și noi iubim și pe unii și pe alții, ne rugăm și pentru unii și pentru alții. Roman 13 spune, rugați-vă pentru autorități. N-avem absolut nicio problemă. Dar am impresia că după ce trece criza aceasta de conștiință, care este o criză de examinare îngăduită de un Dumnezeu care nu e tiran, un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii, care ne mai dă o șansă astăzi să ne cercetăm, să descoperim că suntem slabi, așa cum spune versetul din Amos 5:7, și să ne pregătim cu lacrima mare, post, rugăciune, părtășia cu Dumnezeu și lucrare misionară, îmbărbătând pe alții din jurul nostru care nu cunosc acest mesaj, să ne pregătim pentru a doua criză, care este criza de personalitate. Când oamenii vor pecetlui un destin veșnic, dacă vor să rămână monștri sau miei, caracterul nostru va fi sigilat pentru veșnicie. Criza de personalitate va da pe față ceea ce noi am clădit peste ani, dragii mei prieteni. În lumea noastră există 3 feluri de frică. Frica de consecințe, frica de oameni și frica de Dumnezeu. Sau teama de consecință, teama de oameni sau teama de Dumnezeu. Cred că aceasta ar fi fost cea mai potrivită exprimare în contextul subiectului meu. Frica de consecințe este dezastroasă pentru că aduce daune veșnice omului. Frica de oameni este o cursă, spune Biblia. Singura teamă, teama de Dumnezeu, este teama care aduce binecuvântări. Și există o pleiadă de versete biblice în care Domnul spune că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și așa mai departe. Una de declarațiile deosebite într-o carte frumoasă, Îndreptarea copilului, este o carte a unui autor american, Ellen G. White, dânsa face o declarație: atunci când teama de Dumnezeu combinată cu iubirea de Iisus domnește în inimă, pacea și bucuria vor fi simțite. Dragii mei prieteni, vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește și vine în curând. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 18, avem o încurajare. În dragoste nu există frică, ci dragostea desărvășită izgonește frica, pentru că frica are în ea pedeapsa și cine se teme nu a ajuns sau n-a fost făcut desăvârșit. De aceea, dragii mei prieteni, eu sunt convins că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și Dumnezeu al iubirii și noi avem șansa și oportunitatea ca astăzi să trăim pentru El. Nu vă temeți,
există Dumnezeu, vă iubește și dorește din toată inima Lui ca să fiți cu El în împărăția cerurilor. Sărăcia vine asupra lumii acesteia și va fi un timp de necaz cum nu a fost de când sunt popoarele. Vor fi războaie și vești de războaie, iar fața oamenilor va păli de teamă. Veți avea de suferit necazuri, poate că uneori veți suferi foame, dar Dumnezeu nu vă va părăsi în suferință. El vă va pune în încercare credința voastră. Noi nu trebuie să trăim pentru a ne place nouă înșine. Suntem aici pentru a-L arăta pe Hristos lumii, pentru a-L reprezenta pe El și puterea sa în fața oamenilor. Dragii mei prieteni, teama de consecințe nu trebuie să existe printre noi. Când marea strigare va avea loc, aceia care vor fi sigilați cu caracterul Domnului Hristos vor avea șansa ca să poată, dragii mei prieteni, să poată să facă parte din această grupă pe care, de care autorul inspirat vorbește. Dumnezeu era prezent în această lucrare și fiecare cuvânt, fiecare sfânt, fără teamă de consecințe, au urmat în convingerea conștiinței proprii și uniți cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, au mers cu fețele luminate și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Ce este foarte interesant, că o forță determinantă a mișcat pe cei onești, în timp ce manifestarea puterii lui Dumnezeu a generat frică și reținere asupra rudelor necredincioase și a prietenilor într-o așa manieră că aceștia nu au îndrăznit și nici nu au avut putere să stingherească pe cei care au simțit lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu asupra lor. Dumnezeu e Cel care dă curaj și Dumnezeu este Cel care face pe oameni să le fie frică. De aceea noi va trebui să fim parte din aceia care vor umbla curajoși cu Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta. Mi-e frică și așa cum spunea și Marele Luther, sunt convins că cei care predică cuvântul lui Dumnezeu vor trebui să aștepte moartea în orice clipă. Curajul nu înseamnă absența fricii, dar înseamnă puterea de a merge înainte în ciuda ei. Toți oamenii au un instinct al temerii, al fricii, dar această frică poate fi învinsă de om cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun, dragii mei prieteni, la sfârșitul acestui mesaj, Domnul Hristos vine, această pandemie se va termina. Rațiunea pentru care suntem trecuți prin această încercare este de a descoperi în noi înșine trăsături de caracter pe care nu le-am învins, de a descoperi în noi teamă, nesiguranță, lipsa relației cu Dumnezeu. Acestea sunt motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit pentru noi acest preambul, care este un har inimaginabil pentru cetățeanul care se pregătește să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne iubește pe toți. Avem nevoie să împărtășim această Evanghelie cu oamenii. Nu vă temeți că sunteți închiși în casă. Dumnezeu, minunatul nostru Tată și Fiul Său, Domnul Hristos, ne-a dat o vacanță. O vacanță în care să putem să luăm post, să luăm rugăciune, să citim cuvântul Dumnezeu. Că prea am fost grăbiți, nu-i așa? Prea mult am apucat lumea cu două mâini și astăzi, într-o singură zi, săptămână sau o lună, Dumnezeu ne-a descoperit că într-o clipă ni se pot lua toate lucrurile. Dragul meu prieten, mi-aduc aminte că 35 de ani în urmă, aproximativ, poate și mai devreme, nu rețin exact, am avut un vis. Am visat că a venit sfârșitul lumii și începuse persecuția. M-au băgat într-un beci întunecat. Era peste tot întuneric, n-aveam niciun geam. Mi-era frică. M-am plecat pe genunchi în vis și l-am rugat pe Domnul Hristos. I-am mărturisit frica mea și am zis, Doamne Iisuse, știi că mi-e frică. Te rog frumos, Mântuitorule, lasă să se vadă umbra îngerului tău păzitor pe perete. Nu sunt vrednic să-i văd fața lui sau fața ta, Doamne Iisuse, că sunt un păcătos. Dar fă doar să se proiecteze pe perete lumina umbrii îngerului păzitor care mi l-ai dat. Nici n-am terminat bine rugăciunea că în vis, așa cum mă rugam în întuneric, am văzut proiectate aripile marelui înger păzitor care Dumnezeu și Domnul Hristos în marea milă mi l-a oferit. Când m-am uitat la el și am văzut umbră opacă, strălucitoare, pe un perete întunecat, m-a cuprins un fior de teamă, dar și de bucurie. A fost o simbioză pe care n-am putut să o înțeleg în vis.
Dar am răspuns îngrozit cu un sentiment de bucurie unică. E suficient! E de ajuns, Doamne! Nu mai vreau! Era de ajuns. Domnul Iisus mi-a răspuns la rugăciune. Am avut senzația în mintea mea că îmi vorbește Domnul Hristos și mi-a spus, e un înger special. E unul special. Vei avea nevoie de el de-a lungul drumului. Iubitul meu prieten, frate, soră, nu te teme de cei ce ucid trupul, ci teme-te de cel ce poate ucide trupul și sufletul. Atâta vreme cât te odihnești în armele, în brațele pline de dragostea lui Dumnezeu și ale Domnului Hristos, nu ai niciun motiv să te temi. Au trecut 35 de ani de atunci și astăzi, după ce am ieșit din valea umbrei morții, pot să spun un singur lucru. Să vină Domnul Iisus, vino Doamne Iisus, se spunea împreună cu Apostolul Ioan, vino și cel ce aude să vină și cel ce vrea să bea din apa vieții, să vină să bea fără plată, căci Domnul Hristos vine în curând. Vreau să vă dau o întâlnire pe Marea de Cristal, la pomul vieții, în fața marelui tron alb al lui Dumnezeu. Domnul Hristos vă iubește. Nu contează câte păcate ați făcut, nu contează câte păcate am făcut, contează, dragii mei prieteni, că astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Această criză a venit motivată pentru a dovedi, pentru a ne arăta cine suntem noi în realitate și cât de fragilă este credința noastră. Este doar un preambul la ceea ce va veni după acesta. Dumnezeu a intrat în linie dreaptă cu toate evenimentele profetice, că va fi un an, doi, trei, mai mult, o lună, cinci ani, o sută, nu e treaba mea să stabilesc timpul și vremi, dar simțim în aerul pe care respirăm că Domnul Iisus Hristos vine în curând. Și ce bucurie avem noi creștini, prietenii mei, mai mare decât aceasta. Vine vremea crizei de identitate. Când oamenii vor trebui să aleagă semnul lui Dumnezeu, din Ezechiel 20:20, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Dumnezeul vostru, sau semnul sabatului fals, care este simbolul anticristului, simbolul autorității romane, care n-a fost niciodată de obârșie biblică. Există o diferență între legea lui Dumnezeu și tradițiile oamenilor. Așa că va trebui să alegem și atunci, de-abia atunci, noi vom realiza valoarea Harului Dumnezeu, vom trăi prin credință, prin Cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne-a obosit să ofere mana poporului Său 40 de ani, nu va obosi să ofere poporului Său în noaptea strâmtorării lui Iacov 40 de zile, pâine și apă, ca în vis. E privilegiul nostru ca să apucăm brațul credinței Domnului, frânghia credinței și să ne uităm la ochii Lui și să-I spunem, Doamne Iisuse, nu te vom lăsa până când nu ne vei binecuvânta. Stimați frați români de peste tot și stimați frați români din țară, Domnul Hristos vine în curând. Amin.